Salut! Numele meu este Paul. În acest discurs vreau să vă vorbesc despre cea mai importantă decizie pe care am luat-o eu. Cea mai importantă decizie a mea. Este decizia pe care eu o consider cea mai înțeleaptă și decizia care a venit exact în acel moment cât să schimbe cursul vieții mele. Am observat mai târziu, când am citit literatura motivațională, că cei mai mulți dintre acei guru iau această decizie într-un moment al vieții lor. Acum 5 ani eram în fața calculatorului și făceam exact același lucru pe care îl făceam în fiecare zi. Adică mă jucam Counter-Strike. Era jocul meu favorit, îl jucam în fiecare zi, pierdeam nopțile, o deranjam pe mama cu acel joc și asta făceam eu în fiecare zi. Era doar o zi banală din viața mea. În acea zi, pe mail, mi-a trimis fratele meu o carte, Ghidul Investitorului se numea, pentru că știa el că am un mic interes spre a face investiții la bursă. Am deschis acea carte, m-am uitat, am citit din ea și era fascinată. Dar mie nu-mi plăcea să citesc cărțile pe calculator. Așa că m-am hotărât să mă duc să o cumpăr. Am dus în librărie, am văzut cartea Ghidul Investitorului, am cumpărat-o, am ajuns acasă și am început să citesc din ea. În acel moment s-a deschis un alt capitol în viața mea. Pentru că am cumpărat altă carte. Nu era aceeași carte pe care eu o citisem acasă, era altă carte, era Ghidul Investitorului, scrisă de Robert Kiyosaki. Exact această carte. E de acum 5 ani. Și am început să citesc din ea. Am văzut că nu e aceeași carte, dar era foarte captivantă și spunea lucruri pe care eu nu le mai auzisem până acum. Eu când eram mic, vreau să mă fac manager. Unii vor să facă doctori, alții vor să facă pompieri, alții vor să facă polițiști. Eu vreau să mă fac manager. Nu știam mai mult de atât, restul era ceață, dar vreau să fie manager. În această carte am aflat că pot să fiu mai mult decât un manager. Am aflat că eu sunt responsabil de viața mea. Am aflat că pot avea visuri mărețe, spre care, dacă muncesc, se vor îndeplini. Am aflat toate aceste lucruri. După această carte am cumpărat o altă carte, Tată bogat, tată sărac. De la acea carte am cumpărat altă carte. Și apoi am văzut niște filme motivaționale și apoi am găsit alte cărți audio pe care le-am ascultat. Și tot așa. Acolo a fost începutul în care eu am intrat în dezvoltarea personală. Și acea decizie pe care am făcut-o și despre care vă vorbeam, e o decizie pe care am luat-o inconștient și este decizia de a crește. Decizia de a crește. De a crește mare. Și am luat această decizie acum 5 ani. Mulțumită acelui puști, indisciplinat, hormonal, timid, needucat, neexperimentat, sunt astăzi ceea ce sunt acum. Mulțumită acelui puști, am reușit ca, participând la un concurs de vorbire în public, să câștig locul 2 la faza națională la acel concurs, fără nicio altă experiență de vorbire în public. Am reușit să înlocuiesc timpul petrecut în fața calculatorului, jucându-mă Counter-Strike, cu timp petrecut cu prieteni care să mă inspire și care să mă facă să mă simt mai bun și care să vreau mai mult. Am reușit să fiu deplin recunoscător de viața mea, în viața mea, în momentul acesta, așa cum este, și să-mi doresc mai mult. În acest moment vreau să vă uitați, pentru o secundă, la persoana de lângă voi. Să vă uitați în ochii acelei persoane, pentru o secundă. Să faceți acest lucru pentru o secundă, dacă se poate. Să vă uitați serios în ochii acelei persoane. Perfect. Vreau să știți că cea mai mare contribuție pe care o puteți aduce acelei persoane este să creșteți. Cea mai mare contribuție pe care o puteți aduce tuturor persoanelor din această sală și întregii comunități este ca voi să creșteți. Atunci când avem lângă noi o persoană care este plină de entuziasm, își trăiește viața cu pasiune, ne ajută, ne inspiră să visăm măreți, ne inspiră să ne urmăm pasiunea noastră, să ne urmăm visul
și care ne face să ne simțim mai buni, e extraordinar. Ne place să petrecem timpul cu astfel de persoană, ne umple de energie, ne umple de entuziasm. Când ai o zi proastă și te întâlnești cu o astfel de persoană, vai ce zi minunată e! Dintr-o dată, pentru că ai doar o astfel de persoană. Aș vrea să închei acest discurs tot cu o poveste. Acum ceva timp am fost la o școală de vară, Leadership School, în care unul din lectori, Dan Pascariu, care întâmplător era și președintele UniCredit Siriac Bank, ne-a spus o frază pe care eu nu am uitat-o nicio secundă de atunci. Ne spune așa: unde veți fi peste 5 ani depinde de 3 lucruri. Cărțile pe care le citiți, oamenii cu care vă asociați și deciziile pe care le luați. Cea mai înțeleaptă decizie pe care o puteți lua chiar în acest moment este decizia de a crește. De a crește. Așa că vă urez să creșteți mari. Vă mulțumesc!